O profesoară din Marea Britanie își așteaptă sentința după ce a comis o crimă înfiorătoare. Femeia și-a ucis iubitul pe care îl suspecta că o înșală, iar apoi i-a ascuns cadavrul în grădină. Șocant este faptul că ea a ținut un jurnal în care a notat planul diabolic. Profesoara s-a gândit că e mai bine să-și ucidă iubitul decât să se despartă de el, pentru că își suspecta iubitul de infidelitate, l-a înjunghiat în gât, apoi i-a îngropat trupul în grădina casei. Fiona neagă că l-a ucis pe Nicholas, ale cărui rămășițe parțial mumificate au fost găsite în martie anul trecut, la 4 luni și jumătate, după ce a fost văzut ultima dată, potrivit Sky News. Fiona, o profesoară de școală primară în vârstă de 49 de ani, a ținut un jurnal al crimei în care a povestit pas cu pas despre partea ei întunecată, relatează Digi24. Femeia a explicat cum a ascuns un cuțit într-un sertar al noptierei, iar seara l-a ademenit cu promisiunea unei partide de amor, l-a legat la ochi, iar apoi l-a înjunghiat. Crima a avut loc în seara de 1 noiembrie 2021, în locuința femeii. Procurorul a spus că Nicola s-a înșelat-o cu alte femei în trecut, iar ea credea că are o nouă aventură atunci când l-a ucis. Fiona avusese la un moment dat intenția de a rupe relația, dar apoi și-a făcut un alt plan, acela de a-l ucide pe iubitul ei. Pentru a nu fi prinsă, ea și-a pregătit explicații pentru dispariția lui, dar și pentru absența ei de la serviciu după crimă. Totul a fost calculat milimetric. Înainte de uciderea bărbatului, Fiona i-a spus directorului școlii unde lucrau că are COVID și că trebuie să se autoizoleze. Astfel a lipsit de la școală între 1 și 12 noiembrie. De asemenea, ea le-a spus altor persoane că acesta a părăsit-o pentru o altă femeie. Câteva zile ea a folosit telefonul lui cu care a trimis mesaje prietenilor și colegilor de serviciu, pretinzând că este bine. Conform procurorilor, ea a scris în jurnal: trebuie să mărturisesc. Ok, iată, octombrie 2021. M-a amenințat în timpul sexului. Am gândit să plec, dar lucrurile pe care le-a spus și le-a făcut mi-au alimentat partea întunecată. E nesăbuită, neînfricată, eficientă și nemiloasă. Știam că nu-l pot lăsa să scape cu asta. Era un ticălos. În noaptea aceea am plănuit totul. Potrivit regulilor COVID, aveam o perioadă de 10 zile de izolare pentru simptome. L-am sunat pe director luni și am spus că am fost testați pozitiv și am avut simptome. El s-a dus la muncă. Partea mea întunecată a fumat și a plănuit. În timp ce eram în baie, am ținut cuțitul în buzunarul halatului și apoi l-am ascuns în sertarul noptierei. Am adus și o daltă, o pungă de gunoi și cablu. L-am pus să poarte o mască pentru ochi. A fost mai greu decât credeam că va fi. A ascunde un cadavru e greu. Mutarea unui cadavru este mult mai dificilă decât pare la televizor, a scris profesoara. Poliția a ajuns ulterior la casa ei și a găsit în subsol o saltea murdară și mai multe urme de sânge pe cadrul patului. Au fost făcute săpături în grădina din spatele casei, unde au fost descoperite rămășițe umane. Un medic legist a concluzionat faptul că bărbatul a fost ucis cu o singură lovitură de cuțit în partea dreaptă a gâtului. Procesul este în plină desfășurare, relatează mesajul.ro.